40 alineatul 3 din legea 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 55 din 20 aprilie 2018, emisă de domnul primar. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți 8 consilieri, absentând doamna consilier Mânicuță și, evident, cei doi consilieri care și-au depus demisiile, domnul consilier Năstaseu și domnul consilier Răpam. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați colaboratori în echipa pe care o conduc, stimați invitați, în primul rând, bine ați venit. Bănuiesc cu tot ne reamintim că suntem în slujba comunității, deci succesul poate fi chiar un an. Asta nu exclude dezbateri, diversitatea de opinii și așa mai departe. Conform regulamentului, o să reamintesc ordinele din mai întâi propuse și acceptate, după cât înțeleg de dumneavoastră, va trebui să fie totul validat. La primul punct, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea executei bugetare a OAT Bogdănești. Trebuie să fac o pretrimestru în întâi, inițiator și semnatul. La colaborarea tot un proiect de hotărâre de data aceasta privind rectificarea bugetului Comunei Bogdănești. Pe trimestru întâi, inițiator și semnatul. Punctul al treilea, propunem un proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențială a persoanei cu handicap pentru anul curent. Inițiator și semnat. La punctul al patrulea, propun de asemenea un proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Bogdănești de Zbucău, inițiator și semnat. Punctul al cincelea, care prin accepțiunea dumneavoastră și în condoința dumneavoastră, probabil că va deveni primul punct al lucrărilor, propune un proiect de hotărâre privind încetarea înainte de expirarea duratei normale a unor mandate de consilieri locale, în Consiliul Local al Comunei Bogdănești de Zbucău, precum și declararea locurilor de consilieri local vacante. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 3, adică juridică. Validarea lucrurilor vacanței a colegilor de la anul pe care i-ați cunoscut. La punctul al 6, care probabil va deveni punctul al 2, am mă cresc, care se statuie de prezența noilor consilieri. Am anticipat un pic. Suntem un proiect de hotărâre privind validarea local, în Consiliul Local al Comunei Bogdănești, în proiectul Bacău, inițiator. De asemenea, Comisia de Specialitate numărul 3. Urmează prezentarea raportului privind activitatea de desfășurată la Biblioteca Comunală Bogdănești, în proiectul Bacău, în anul 2017. Prezintă doamna Pușcașă, Sorină, bibliotecar. Și cu tuma noastră, solicitări adresate Consiliul Local Bogdănești. Supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc pentru unanimitate. Vă rog pe domnul președinte să preia conducerea lucrărilor. Vă mulțumesc, domnul primar. Doamnelor și domnilor consilieri, dau cuvântul domnului primar. Se prezinte primul punct din ordinea de zi. Am anticipat un pic, mai exact. Cred că e firesc să punctul al 5-lea, efectiv, să validăm vacantarea și după aia să validăm noi consilieri de la ALDE, ca să participe în mod firesc al acestuia. Mulțumesc pentru înțelegere. Și redirecționăm cuvântul domnului președinte al Comisiei de Specialitate numărul 3, domnul Vlad Constantin, pentru a prezenta proiectul de hotărâre cu privire la încetarea
consilier local care și-a depus demisia. Da, vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor de consilier local, Consiliul Local al Comunei Bucătării în județul Bacău, a domnului Nastasiu Romică și domnului Pana Constantin, precum și declararea locurilor de consilier local vacante. Văzând adresa ALDE, Alianța Liberalilor Democraticilor, cu numărul 669 din 30.3.2018, registrat la Primăria Bucătării sub numărul de 1996 din 11.4.2018, și eliberatul domnului secretarul Ciori Vasile, secretarul Comunei Bogdănești de Subacău, având în vedere prevederile articolului 9, alineatul 2, litera A, și articolul 12, alineatul 1, din legea 393/2004, privind statutul aleșilor local, cu modificări și completările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolului 45, alineatul 6, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propune articolul 1. Să se constate încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bucătării de Subacău al domnului Anastasiu Romica, ales pe lista ALDE, Alianța Liberală și Democratică. Articolul 2. Să se constate încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local Consiliul Local al Comunei Bucătării Subacău, a domnului Pana Constantin, ales de lista ALDE. Articolul 3. Să se declare vacante posturile celor doi consilieri locali, nominalizați la 1 și 2, din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 4. După aprobare, domnul Ciori Vasile, să comunice hotărârea primarului Comunei Bucătării domnului și domnului Nastasiu Romică, Pana Constantin, instituției prefectului de Subacău, și la ALDE. Proiectul conține adresa Consiliului Local, demisie celor doi consilieri, avizul despre specialitatea domnului și raportul de realizare a comisiei numărul 3, prin care la ședința de ieri pe comisii am aprobat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Vă mulțumim. Și noi vă mulțumim, domnule președinte. Dacă sunt obiecții pe baza acestui proiect de hotărâre, dacă nu vă mulțumim pe aprobare, proiectul de hotărâre din țara Comisiei de Sfântul numărul 3, cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul următor de hotărâre. Proiect de hotărâre privind validarea unor mandate de consilieri locali în Consiliul Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău, inițiator, Comisia de Specialitate numărul 3. Domnul președinte, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc. O să dau citire acestui proiect de hotărâre. Prin proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri local în Consiliul Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău, a domnului Ion Rică și domnul Stanciu Ion. Văzând adresa ALDE, Alianța numărul 669 din 30.3.2018, registrată la Primăria Comunei Bucătării numărul de 1296 din 11.4.2018, pe care domnul secretarul Ciori Vasile, înregistrat sub numărul de 1489 din 24.4.2018 și raportul Comisiei de Validare, având în vedere prevederile articolului 96 în neamnul 9 din legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republica, modificările și completările ulterioare, și articolul 30, alineatul 6, din legea numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, în temeiul dispoziției articolului 45, alineatul 6, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată și cu modificările și completările ulterioare, propune articolul 1. Să se valideze mandatul de consilier local în Consiliul al Comunei, Consiliul Local al Comunei Bucătării, județul Bacău, a domnului Miron Rică, supleant la alegerile locale din 5 iunie 2016, pe lista ALDE, articolul 2. Să se valideze mandatul de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bucătării, județul Bacău, a domnului Stanciu Ion, supleant la alegerile locale din 5
Comiș, aici pe lista ALDE. Articolul 3, după aprobare, secretarul Comunei Comunei, domnul Joi Vasile, să comunice o hotărârea primarului Comunei Comunei, domnului Miron Rică și domnului Stan Cibon, și la ALDE. Deci, așa cum am spus, acest proiect conține adresa ALDE, procesul verbal făcut de Comisia de Validare, Onșor, secretarul Comunei. Noi, Comisia numărul 3, ființa de el, la fel, am aprobat acest proiect de hotărâre în mod favorabil. Atât am avut. Vă mulțumesc. Domnul președinte, înainte de a se trece la vot, vă rog să dați cuvântul domnului președinte Comisiei de Validare, să prezinte raportul de validare. Îi pregătim, domnul președinte. Raport venit la examinarea legalității alegerii, domnul Miron Rică și domnul Stan Cibon, în calitate de consilier, în cadrul Consiliului Local al Comunei Bucherești sub Bacău. Comisia de validare aleasă prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Bucherești, numărul 27/25/2016, urmată din Grigore Gheorghe președinte, urmă Benone secretar, analizând legalitatea alegerii domnului Miron Rică și domnului Stan Cibon, în calitate de consilier al Consiliul Local al Comunei Bucherești de sub Bacău, constată următoare. 1. Existența adresei ALDE, Alianța Liberală și Democrație, organizată Organizația Județului Bacău, prin care se confirmă că domnul Mirica și domnul Stan Cibon sunt supleanți pe lista de consilieri local al ALDE, Alianța Liberală și Democrație, fiind îndeplinită prevederea articolului 96 alineat 9 din legea numărul 67/2004 pentru alegerile Autorităților Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. 2. Analizând dispozițiile articolului 30 din legea Administrației Publice Locale, numărul 25/2001, se constată că domnul Miron Rică și domnul Stan Cibon nu îndeplinesc niciuna din funcțiile prevăzute la articolul de mai sus, deci nu sunt cazuri de incompatibilitate. 3. Există avizul privind legalitatea proiectului de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier ai domnului Miron Rică și domnului Stan Cibon, în care se constată că proiectul de hotărâre este elaborat în conformitate cu prevederile legii numărul 67/2004, privind alegerile locale, avizându-se pentru legalitatea respectivului document. Avându-se în vedere cele mai sus, Comisia de Hotărâre a constatat că nu sunt cazuri de incompatibilitate prevăzute la legea Administrației Publice Locale numărul 25/2001 și sunt respectate privind legea numărul 67/2004 pentru alegerile autorităților administrației publice locale. Față de cele arătate mai sus, Comisia de Validare propune Consiliului Local al Comunei Bogdanești de Bacău validarea mandatelor de consilier al domnului Miron Rică și domnul Stan Cibon, supleați pe lista de consilieri locali pentru Comuna Bogdanești, ALDE, Alianța Liberală și Democrație a alegerilor locale din 5 iunie 2016. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnul președinte al Comisiei de Validare. Domnul secretar. Da, vreau să se spune spre aprobare în parte, fiecare că m-a dat de către consilier local. Doamne, să voteze pentru fiecare. Vă supun spre aprobare mandatul domnului consilier. Deci validare mandatul de consilier. Mandatul domnului consilier Miron Rică. Cine este pentru? Abține cineva? Împotrivă, vă mulțumesc. Vă supun spre aprobare validarea mandatului de consilier al domnului Stan Cibon. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă, vă mulțumesc. În unanimitate s-au acceptat, s-au validat mandatul. Trecem la procedura de depunere a jurământului. Da. În ordinea care a fost validat, s-a numit ca să verificăm. În ordinea care a fost validat, se depune jurământul domnului Miron Rică. Subsemnatul Miron Rică, consilier local în Consiliul Local Bucănești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 7 din legea numărul 393/2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, depun în partea Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bogdănești. Așa să mă ajute Dumnezeu. Da. O
Acum depune jurământul domnul consilier Sarciu Ioan. Jurământ. Subsemnat Sarciu Ioan, consilier în... Mila Biblie. În cadrul... Cadrul consiliului local Bogdăneș, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolul 7 din legea numărul 397-2004, privind statutul aleșilor locali cu condiții vorbite modificărilor și completările ulterioare depun în fața comisiei Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce se stă în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bogdănești, așa să le ajute Dumnezeu. Felicităm pe noi membrii Consiliului Local. Personal le urez activitate erotică în cadrul Consiliului. Și am convingerea că vom
mulțumesc pentru cum ați ascultat. Și eu vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă din domnul consilier nu vă arătați, doresc să... Sau poate ei vă. Au un punct de vedere, să explică omul. Aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc. Trecem la ordinea de zi propriu-zisă. Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a OAT Bogdănești pentru Bacău, pe decretul 1.2.2018, inițiator domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Domnul este prima dată. Este vorba de un proiect de ven. Cum vă reprezentați în aprobare a legislației sectoriale, legea finanțelor publice locale, dar și legea administrației 215, ne obligă în mod feret, pentru că bugetul este public, pentru că bugetul este aprobat de instituția deliberativă pe care o reprezentat, ca și Consiliul Local, și o reprezintă cea executivă. La 3 luni trebuie să prezint în ședință publică, așa cum spune legea, execuția bugetului Comunei Bogdănești cu un trimestru împlinit. Este situația un pic mai deosebită, la trimestrul al patrulea, 12 luni înseamnă 4 trimestri, acolo trebuie să prezint, înainte de a se încheia trimestrul al patrulea, undeva spre sfârșitul lunii decembrie. Se anticipează un pic. Urmează, evident, execuția bugetului după scurgerea întregului an, la începutul anului următor. Nu fac decât să reamintesc o evoluție ciclică a execuției bugetare, pe care am constatat-o cam la fiecare bilanț, la fiecare prezentare, la sfârșitul primului trimestru. Pe primul trimestru stăm bine la partea de venituri, stăm mai puțin bine la partea de cheltuieli, culmea, și mai ales pe secțiunea de dezvoltare. Aici sunt niște explicații tot la fel, care se repetă. La partea de venituri, obișnuința consacrătorilor noștri, ca în întreaga țară, am constatat cu toții, de a-și achita obligațiile de față de bugetul Comunei Bogdănești. Asta, sigur, poate fi acceptat ca și un comportament de încredere față de administrația locală. Dar mă rog, dacă vreți, un comportament de oameni gospodari. Fiecare dintre noi, în primul rând, își achită obligațiile prevăzute de lege și apoi, probabil, își constituie propriul buget familial și așa mai departe. De asemenea, cred că putem accepta ideea, dincolo de faptul că eu sunt subiectiv, fiecare dintre noi este subiectiv. Aici suntem oameni politici, în afară de eu zic că oamenii se exprimă acordul și de ceea ce reușim să facem. Citând un politician mai vechi din sistemul național, putem arăta totuși unde sunt banii dumneavoastră. Mi-am amintit de domnul Traian Băsescu. Acum, ați avut ocazia ca să studiați raportul prezentat de specialitate, respectiv contabilitate condusă de Bogdănești, dacă o să fie nevoie, ne poate ajuta, după cum vedeți, și eu am ca fundamentare a expunerii de motive, a ceea ce încerc să explic în această ședință publică, ajutorul dumneavoastră. Ați văzut că este bine ca să putem înțelege evoluția execuției bugetare, să luăm atât partea de venituri cât și partea de cheltuieli. În același timp, nu trebuie să uităm că bugetul are două secțiuni.
secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, care înseamnă investițiile. Asta, într-adevăr, poate înseamnă, să spunem, ceea ce este în așteptare și ceea ce își doresc consăterile noastre. Toată lumea așteaptă cea mai multe investiții în țara asta. Evident că aici ne interesează perimetrul nostru administrativ. Partea de venituri, dacă a scos atent în referat, are două componente importante. Ceea ce încasăm noi, conform hotărârii privind taxele și impozitele locale, mă rog, fundamentate la rândul lor de codul fiscal, și ceea ce primim la echilibrarea bugetului. Și ați văzut că mai mult decât dublu am reușit să încasăm. Am reușit să încasăm de la oameni. Deci este meritul oamenilor. Noi nu am făcut decât să contabilizăm ceea ce am trimis la caserie. Asta este sistemul de soară. Deci din vreo 4 miliarde, dacă reține exact, este un pic mai mult decât dublu. Un procent de încasare înseamnă 208, parcă. Da. Apoi, dacă luăm în calcul veniturile în totalitate, nu numai veniturile proprii, ceea ce încasăm noi, plus ceea ce mai primim de la alte instituții, de la Consiliul Județean, de exemplu, prin așa numită operațiune prevăzută de legea bugetului pe anul în curs de echilibrare a bugetului. Și aici stăm bine. Stăm un pic mai bine în ceea ce privește cheltuielile pe total buget, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Stăm, din păcate, fără vina noastră, stăm slab la cheltuielile privind secțiunea de dezvoltare. Și motivele aici sunt simple. Bugetul a fost aprobat târziu, în luna martie, dacă îmi amintesc. Și o explicație ar mai fi evoluția vremei. În anotimpul de iarnă, investiții nu sunt valorizate. Avem un procent de realizare de 2%. În schimb, potențial, noi suntem în proceduri de achiziție, în proceduri de avizare și obținerea autorizațiilor și o să constatați, probabil, asta este și speranța mea, undeva în a doua parte a anului, semestru 3, semestru 4, într-adevăr să ne apropiem de o cheltuire aproape de maxim a creditelor prevăzute. Reamintesc celor care sunt nou veniți aici, anul trecut din obiectivele de investiții, care înseamnă secțiunea de dezvoltare, deci n-am ratat niciunul, am îndeplinit pe toate. Evident că ne dorim același lucru. Deocamdată aici nimic de prima intervenție. Dacă este necesar, o să încerc să vă acord clarificări împreună cu asistența de specialitate. Mulțumesc! Noi vă mulțumim la prezentarea acestui raport. Invit doamnele și domnule consilieri la discuție. Raportul de validare a Comisiei de Specialitate. Da. Doamne și domnule consilieri, a studiat acest proiect de hotărâre și a dat mai des favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule președinte. Vă invit la discuții, doamnelor și domnilor consilieri. Dacă nu sunt obiecții, vă supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2 în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Bogdănești, județul Bacău, pe trimestrul 1, 2018.
Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul, domnul primar. Da. Și această problematică o întâlnim multe din ședințele publice ale Consiliului Local. Pentru că operațiunea de rectificare, pe lângă faptul că este o operațiune legală, reflectă tocmai dinamica acestei construcții teoretice pe care o numim bugetul comunității locale. Reamintesc că cele două secțiuni, funcționare, dezvoltare și cu echilibru care trebuie să existe între ele. A rectifica înseamnă clar a modifica. Există și meseria de rectificator, nu știu dacă e corect că pe mult să fie blocate. Da, mulțumesc, domnul Mantea. E o veste ajută minunată chiar. Mai sunt rectificatori. Ceva asemănător în sens figurativ facem și noi aici. Rectificăm bugetul comunității locale. Am reamintit în expunerea de motive. Ca să rectificăm, trebuie să avem grijă de echilibru între partea de venituri și partea de cheltuieli. În sensul că nu putem cheltui mai mult decât venituri. Am explicat și oportunitatea acestei rectificări pozitive. De ce trebuie să facem această rectificare? Pentru că trebuie să prindem credite pentru niște cheltuieli care privesc și comunitatea din Bogdănești. După câte îmi amintesc, este vorba de obligațiile pe care le avem față de persoanele cu dizabilități, cu handicap, care sunt în instituții specifice de ocrotire. Trebuie să acordăm niște credite. Și la agricultură, conform legii, noi avem pădurea, pădurea comunală în administrare, față de administrarea ocolului silvic, față de care avem niște obligații fiscale, trebuie să plătim aceste prestări de servicii. Și în care am alocat sau propun să alocăm credite în sumă de 11.000 lei, repet, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. Și acest lucru îl putem face prin majorarea veniturilor. Avem mai multe capitole la analiza pe care am făcut-o mai înainte, la executarea bugetului, cu depășiri de venituri. Mă sigur pentru trimestrul pe care îl analizăm. Dar sunt două depășiri de moment. Aici trebuie să analizez până la sfârșitul anului. Dacă vei avea depășiri la sfârșitul anului, atunci se contează. Este un capitol dătător de speranțe, despre care am mai discutat la dezbatere anterioare, și anume cotele reparcate din impozite pe venit. Asta înseamnă impozite pe salarii, pe care îl plătesc angajații de pe teritoriul comunei și față de veniturile propozate, dacă vă mai amintiți, 7 miliarde de jumătate de abonare, da? Noi deja avem mai multe jumătate încasate, deci sunt premise ca și la sfârșitul anului să avem această depășire ca să respectăm legea finanțelor publice, adică legea 273 din 2006, modificată, așa mai departe. Până acum era, ca să dezvolt un pic în ideea de a vota împreună, este important și pentru mine, aveam dreptul să procedăm la rectificarea bugetului începând cu trimestrul al treilea. Deci începând cu luna iulie. Acum, legea bugetă pe anul trecut a dat voie ca să facem rectificare și mai devreme decât trimestrul al treilea. Dacă noi anticipăm că o să avem depășiri venituri, cum este cazul, spuneam, la aceste cote de salarii,
mai pentru a ne adapta budgetul la nevoile comunității. Budgetul ăsta nu e făcut așa ca să contabilizăm niște bani și după aia ne gândim să cheltuim. Când este nevoie să cheltuim, de-aia avem buget ca să rezolvăm problemele din comunitate. Și noi trebuie să alocăm bani pentru un copil cu handicap din familia Mirol de peste Vale, dacă v-ați informat la documentate, plus că trebuie să prevedem credite ca să putem să plătim obligația financiară față de un producție lui Cotul. Asta este toată explicația. Pentru a respecta legea, mai puțin regulamentul de elaborare și adoptare a hotărârii, evident că o să vă reamintesc proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului Comunei Bogdănești de Tăpăcău pe anul 2018. Propun la primul articol aprobarea rectificării bugetului local pe 2018 la secțiunea de funcționare, suntem aici, cu suma de 11,30 lei, atât la partea de venit, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe, se face parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul 2-lea propun ca după aprobare hotărârea să fie dusă la îndeplinire de către doamna Recolteanu Romina, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Articolul 3-lea, cel care îl întâlnim de obicei la finalul unui proiect de hotărâre sau unei hotărâri aprobate. După aprobare, secretarul Comunei domnul Ciori Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate și instituții prefectului județului Bacău. Deocamdată atât. Mulțumesc pentru rugăciunea. Mai vă mulțumesc, domnule primar, pentru proiectul de hotărâre prezentat. Eu bucur că este o rectificare pozitivă. Fiind din doamnele și domnul consilier, la discuții. În raportul de adresare al comisiei, mă uit mereu și... Domnule președinte, doamnă și domnule consilier, Comisia numărul economică a studiat acest proiect de hotărâre și a luat la dezfavorare acest proiect. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnule președinte. Invit doamnele și domnule consilier la discuție. Dacă cineva din nevoiește, aveți cuvântul domnule consilier. Domnul primar, v-am ascultat cu atenție materialul prezentat. Îmi asum lipsa sau cam așa, nu m-am documentat de ajuns. Mi-amintesc, când am făcut noi contractul cu Ocolo Sârbi Bacău, când s-a ocupat de pădure și Ocolo Mănăstirea Cașin, da. În contract se prevedea că plata pentru pază și celelalte igienizări se face din banii obținuți în urma exploatării la terenul nostru. Banii ăștia care îi dăm acum. Deci s-a schimbat contractul când am dat la Ocolo Silvi Voituz. Banii ăștia îi dăm din bugetul local, nu îi dăm din ceea ce s-a obținut prin materialul în măs. Ați încercat să vă răspundeți singur? Păi am încercat și n-am aflat să vreau să vă întrebunească. Dar știu, contractul n-a fost aprobat de Consiliul Local, contractul de prestări servicii. Cu Ocolo Silvi Voituz? Nu. Cu Ocolo Silvi Voituz? Nu. Nu l-ai prezentat, doamnă viceprimar? Cu Ocolo Silvi Voituz? Nu. Bun. Nu e nicio problemă. Normal, un contract, totul care am avea de drepte, trebuie să treacă prin Consiliul. Deci eu am spus și ședința trecută, am aflat de ședința trecută că a fost dat la Ocolo Silvi Voituz. Acum am trecut prin octombrie, dar în Consiliu, dacă poate, dar eu n-am dus la nicio ședință. Deci n-a fost trecut prin Consiliul Local, trebuie să știu dacă... Probabil de asta a fost documentat. S-a schimbat contractul, într-adevăr. Ocolo Silvi Voituz nu a agreat în această manieră. Pe care noi ne doream, ca să ne mai complicăm noi cu... Ați văzut cu proiectul de hotărâre privind vânzarea masele noastre de valorificare și să ne facem. De undeva trebuie să dăm bani. Fie că îi dăm din valorificarea masele noastre, acolo să obținem bani, doamna Cundeală, până să facem la vânzare masele noastre, aprobată de dumneavoastră. Dar mai nou de câțiva ani, legea permite să plătim, repet, numai prestări servicii aici, din bugetul local, indiferent de unde.
Că noi după aia o să ne scoatem bani din materialul vândut, e un factor compensator. Eu așa înțeleg. Sunt observații? Nu, aș mai vrea eu să mai aduc o clarificare. Dacă vă aduceți aminte, cu Ocolul Silvic Mănăstirea Cașin era contract de administrare, corect, ceea ce impunea că ei făceau totul, adică marcau, păzeau, vindeau și nouă ne trimiteau în casări la, ca diferență între ceea ce trebuia să le plătim noi lor și ceea ce obțineau ei pe material de muncă. Acum, noul contract cu Ocolul Silvic Boitus este numai contract de bază, da? Prestări servicii. Și prestări servicii, da. Iar și prestările servicii este o anexă la, domnul primar a arătat bine, este o anexă la proiectul de hotărâre care s-a aprobat contractul și cu vânzarea materialului lemnos. Este o anexă din respectivul proiect de hotărâre. Dacă veniți, o să vă dau să studiați. Dacă contractul se încheie cu Silva, deci contractul se încheie tot cu Rom Silva, da? Tot cu Rom Silva. Dacă era mai contractul da. Aveam să știm și noi. Da. Eu am întrebat că nu știam. Da, da. Mi se pare corect. Da. Iar vis-a-vis de plată, evident, oamenii au prestat un serviciu, trebuie să-și ia bani. Noi, când vom vede materialul de lucru, să vrem să luăm. Eu știam contractul vechi, contractul nou nu știu. Era firesc să apară la Consiliul Local contractul nou. Da, eu de asta am întrebat. Ne știm. Corect, nu? Da, mulțumesc. La glămuri, în fel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu vă supun spre aprobare acest proiect de hotărâre, cine este pentru? Obține cineva? Împotrivă, vă mulțumim. Și vă mulțumesc. Al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2018. Inițiator, domnul primar. Aveți cuvântul. Da, o să reiau în ceea ce au depus la documentația la dosarul acestui proiect de hotărâre și anume expunerea de motive la proiectele care înseamnă stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pe anul 2018. Deci, clar că este vorba de un domeniu de activitate pe cât de generos, aflat într-o situație paradoxală, atât de sensibilă în ceea ce privește resursele financiare. Ca dovadă, vedeți că o parte din bani vine la bugetul de stat, dar pe bună dreptate, noi ca și administrație trebuie să fim solidari cu persoanele aflate în suferință și care sunt internate, asta înseamnă tip rezidențial. Au fost duse, fiind într-o situație medicală deosebit de gravă, aproape au fost duse într-o instituție unde beneficiază de îngrijirea specialiștilor, fie că sunt medici sau alte calificări în alte profesii care pot fi de folos. Ați văzut cum o facem la cum să spun eu, la voia întâmplării, în conformitate cu legislația în vigoare pe care am citat-o aici. În conformitate cu legislația în vigoare, Consiliul Județean alocă o parte din bani. De ce Consiliul Județean? Consiliul Județean întotdeauna are bani mai mulți, în mod spre și din venituri constituite pe teritoriul județului, de venituri proprii, cum ne-am numit și noi pe ale noastre, primește alocări de la Ministerul de Resort. În același timp, ne solicită pe bună dreptate solidarizarea cu cei aflați în suferință, cu cei îndreptățiți, persoane îndreptățite. Și conform unei hotărâri de Consiliul Județean, am precizat-o aici, hotărârea numărul 80 din 27-3-2018, în mod curios mi se solicită participarea cu un procent care multiplicat
costuri înseamnă o anumită sumă. Ați avut documentate aici copii după adresa Consiliului Județean, procentul este de 35, care mi se solicită nouă, 35 din 100%. Sunt niște costuri apreciabile, ele sunt justificate în mod legal. Evident că ne gândim cu toții ca acești bani, într-adevăr, să ajute suferințelor celor care sunt îndemnate aici. Vrem, spuneam, să o copilă, nu știu, mai este minoră, deocamdată din familia minoră. Am cunoscut-o personal, cei de la compartimentul de specialitate, mai ridicat cu ei, nu cred că ne-am dorit cineva să avem un copil de o asemenea stare. Am să dau citire proiectului de hotărâre la primul articol, propun stabilirea nivelului contribuției la finanțarea activității de îngrijire și protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap în sumă de 23.218 lei, ceea ce reprezintă un procent de 35% din costul mediu anual stabilit prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 80/26/3/2018, privind aprobarea costurilor anuale pentru persoane cu handicap pe 2018. Articolul 2-lea, după aprobarea hotărârii urmează fiind dusă la îndeplinire către domnul Răcoțeanu Domnirea, consilier în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdan Enrici, însumire de bani după aprobarea proiectului de hotărâre. Al 3-lea, care este și ultimul, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Țăriu Vasilic, a comunicat hotărârea primarului Comunei Bogdan Enrici, compartimentul finanțat contabilitate și efectul bugetului Bacău. Deocamdată atât. Domnule președinte, raportul de acționare local. Domnule președinte, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Obiecții scrie la cuvânt la persoană de partea doamnelor și domnilor consilieri. Dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Obține? Împotrivă? Unanimitate? S-a aprobat și acest proiect de hotărâre. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Prezentarea raportului privind activitatea desfășurată la Biblioteca Comunală Bobonești de privată. E bine să
situație, să realizăm nu știu ce cu banii primăriei. Dacă este legal cu cea mai mare încălcări, dacă mai avem și bani. Sigur, mai sunt și alte principii cu care trebuie să le avem în vedere, doar la folosit să mă criticat, cât mai stau, mai stau pe aici, așa cam mai departe, până la capăt. Este vorba de fezabilitatea, eficiența cheltuirii banilor, economicitatea și așa mai departe. Dar aici e clar, vedeți că proiectul de hotărâre se intitulează completarea inventară bună unul care alcătuiesc domeniul public al Comunei Bogdănești și Pacău. Pornim de la următoarea situație, deja anticipată un pic. Podul se va construi pe teriul Oidus, nu? Râul și albea râului nu sunt proprietatea Comunei. Sunt proprietatea statului, administrarea lor se realizează de obicei de către Ministerul Apelor, Ministerul Apelor, Pădurilor, și așa mai departe. Se mai schimbă această denumire. Deci, ca să putem investi în același timp, așa cum nu putem investi în drumul național care arată cum arată și așa mai departe, banii de la bugetul Comunei Bogdănești, nu e în administrarea noastră. Administrarea Ministerului Transportului și așa mai departe. Domnul Grigore se simte fericit că nu mai avem probleme și cu, și cu balastarea, deci uneori ar trebui a drumului național. A făcut demersurile până acum și a mai aprobat motorii și Consiliul în acest sens, ca să obținem dreptul de a utiliza bani de la bugetul comun este să ne realizăm obiectivul de investiții. Deci, codul pe teroi duz în punctul Slobodia. Acum, după discuțiile pe care le-am avut cu domnul Stângă, care are în continuare de lucru, l-am rugat să rămână să vadă de treabă, pe zona de competență, este vorba de urbanism, evident, s-ar mai fi un argument care trebuie să-l prezintă aici, că pentru intabularea terenurilor, a terenului de sub pod, sau terenul aferent construcției podului. Una, în primul rând trebuie să-l trecem în domeniul public al Comunei Bogdănești, din domeniul statului, că altfel vine curtea din contru și s-ar putea să nu ia de urechi că construim poduri pentru ceea ce nu administrăm, respectiv albia regulamentului, și pentru intabulare. Dacă ajungem la un punct de unde va începe, sau în baza căreia va începe construirea podului, obținerea autorizației de construire. Am obținut celelalte avize, trecute în certificatul de urbanism, pentru că asta e procedura. Mai trebuie să îndeplinim această condiție, cineva speră până la sfârșitul lunii mai, ca să obținem autorizația de construire a podului și cam asta este strategia noastră. Uneva după încetarea sezonului de ploi care vine la început, din păcate, luna iulie-august începem construcția podului. Deci, o să dau citire proiectului în integralitatea lui. În primul articol propun completarea inventarului bunului care alcătuiesc domeniul public al Comunei Bogdănești de Bacău, conform anexului care face parte de integranța din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de domnul Stângă Ion, referent și doamna Bogdană Romelea, consilieră în specialitatea prenumată Comunei Bogdănești. Aici o să fac o paranteză, dacă nu se întâmple nimic deosebit, pur și simplu îmi fac datoria, așa cum sper că și colegii mei o vor face. Noi am mai aprobat asemenea hotărâri care au cam înghețat. Cât a fost rece, iar nu mai înțeleg de asta. Doamna contabilă, am rugat mintea să mă trag de mânică ca să luăm legătura cu domnul Stângă, că adevărul ăsta trebuie să se la capăt, pentru că durează. Pentru că nu ție să cu hotărâri de guvern pe așa ceva, nu știu ce, dar o avem pe asta. Este bine.
Bun, aici ai găsit scuză. Mai departe, o să îi întabuneze, după aceea mai vreau niște hotărâri. Nu-i mare lucru și important să împingem documentațiile la eșaloanele superioare, dar nu până la guvern. Că noi să putem construi podul. Dar atâta timp cât nu avem terenul ăsta în inventarul public, într-un document oficial, sau, mă rog, statuat de de guvern, la un moment dat, acolo poate să meargă să sape chiar după ce se construiește podul, dar nu mai sunt întâmplări pe aici. Noi nu se putem lua măsuri pentru că terenul nu ne aparține decât prin hotărârea asta, care nu înseamnă foarte, nu înseamnă decât un început. Atât, mulțumesc. Domnul președinte, ai nevoie de ea? Da, am studiat acest proiect de hotărâre, deci la lista bunurilor din moment public am poate nu venit să adaugă și acest obiectiv, așa că am finalizat favorabil. Mulțumesc. Doamne, vă spun eu, mă invit la discuție. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Abține? Mulțumesc. Domnul președinte, domnul consilier, vă pot propune o pauză? Cu mare plăcere, domnule. Acoptim? Cu mare plăcere. Mulțumesc. Activitatea de sănătate la urmările acumulă la Fondarele de Bacoul, anul 2017, prezintă doamna Pușcașu Sorina, bibliotecă. Haideți cu mărul, doamna Pușcașu. Doamnelor și domnilor consilier, domnule primar, stimați invitați. Acum, în an de centenar, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, Biblioteca Comunală Bontănești a împlinit în ianuarie 2018 122 de ani de existență. Mărturie peste timp sunt faptele și dovezi realizate în ședinile de anime și noștri din satul Bontănești și anume cei doi învățători de școli, Constantin Vasileu și Nicolae Matei. Cei doi fondatori au pus viața de temelie la baza bibliotecii, începând cu un fond mic de cărți și reviste, dezvoltat și întregit în timp. Aceasta reprezintă o pagină de istorie importantă și benefică culturală educativă a satului nostru, un loc de informare, de documentare, de relaxare și de întâlnirea ce se întâmplă în sat. Ne mândrim ca locuitorii Comunei Bogănești că biblioteca noastră, numită la început Biblioteca Populară Bogănești, a fost și este prima biblioteca publică din țară înființată la sat. Dacă în trecut utilizatorii bibliotecii mergeau des la bibliotecă și se întâlneau cu diferite ocazii la conferințe, lansări de carte, simpozioane și întâlnări literare, în prezent puțin sunt cei care vin la bibliotecă și împrumută o carte. Ne aflăm în era informației și a internetului, în comoditatea așteptării cuvântului, iar deplasarea la bibliotecă pentru a împrumuta și a răsfoi o carte nu mai prezintă interes pentru mulți dintre cititori. Majoritatea copiilor, chiar și adulții, folosesc calculatorul, tableta, laptopul și telefonul ca sursă rapidă de informații. Tinerii din ziua de azi se întâlnesc pe rețele de socializare, se informează, chiar și citesc anumite cărți, dar informațiile sunt minime uneori. Consider că citind o carte te relaxezi de stresul zilei. Este o plăcere de a petrece timpul liber și de îmbogățire a cunoștințelor și vocabularului tău personal. Într-un cuvânt, cartea, ca și document, a fost, este și va fi baza învățăturii, căci fără ea nu ne putem dezvolta și progresa ca nație nicăieri în această lume. Bine zice proverbul, ai carte, ai parte. Din punct de vedere statistic, situația bibliotecii în anul 2017 se prezintă astfel. Fondul de carte s-a mărit de la 5.767 de cărți existent în 2016 la 6.310 existent la sfârșitul anului 2017. Au intrat în fondul bibliotecii cursoarului 543 de cărți, între care 251 reprezintă donații de la domnul profesor dr. Mistor Cornel Car și 292 de cărți reprezintă achiziție prin comandă de la diferite edituri din țară. Achiziția a fost posibilă datorită sumei alocate din bugetul local în valoare de 3.000 RON. În fiecare an, când fac comenzi pentru cărți, țin cont de solicitări de cititorilor, de lipsurile din anumite domenii, care nu există în bibliotecă și de noi apariții și cărți importante ce prezintă interes pentru public. Cărțile se află expuse la RAF, sfabrilate, numerotate și înscrise în registrul de inventar, atât cele achiziționate pe cele de informații, de unde publicul poate găsi ceea ce prezintă interes.
La Biblioteca Comunală Bocănești s-au înscris în anul de referință 7 utilizatori, existând la sfârșitul anului 2017, de la 205 la 212 utilizatori. Pe parcursul anului s-au împrumutat la domiciliu și consultat în bibliotecă un număr de 412 cărți din diferite domenii. Au fost înregistrate 815 vizite la bibliotecă și internet, au fost organizate 12 expoziții lunare de carte în bibliotecă, câte 3 până la 6 aniversați, cu referate și cărțile autorilor respectivi. Au fost solicitate, imprimate sau copiate pe hârtie documente în număr de 1250 de pagini folosite de elevi ai școlii gimnaziale Bocănești, precum și de elevi din comună care sunt la liceul municipiu Onești. În anul de referință au fost la club în fiecare duminică un număr de 355 de persoane, copii și adulți. De asemenea, am postat pe rețele de socializare achiziția nouă de carte pentru a atrage cât mai mulți cititori și o parte din fotografiile ce prezintă activități și evenimente culturale importante petrecute atât în cadrul bibliotecii, cât și în cadrul domeniului cultural. Un eveniment marcant din viața culturală și istorică a comunei noastre a fost împlinirea 100 de ani de la Jertfa Eroilor pentru Libertatea și Întregirea Țării, eveniment petrecut pe 29 și 30 iulie 2017. Sâmbătă 29 iulie a avut loc la Casa Comunei un simpozion cu prezentare de carte și documentare Oituz, Bocănești, România, Sincronie și Cinele, simbolistica monumentelor, Grenadier cu Constantin Mușat, au fost omagiați cei 120 de eroi din Bocănești, eroi ce și-au luat viața în Război Mondial în anul 1917. Au fost prezentate alocuțiuni și s-a dat citire poemului Odă eroilor din Valea Oituzului, scris de înalt preasfinția sa, arhiepiscopul Ioan Băgăoan. Evenimentul a fost organizat de administrația locală, cu sprijinul Protoriei Onești și al preasfințitului Ioachim Băgăoan. Prezența la acest eveniment au fost invitați din instituții locale și centrale, oaspeți din Jandis Franța, orașul împărțit cu localitatea noastră și comunitatea locală. Duminică 30 iulie 2017 s-a desfășurat un program începând cu Sfânta Liturghie, slujba de sfințire a Paraclisului, ceremonia comemorativă, depunerea de coroane și jertfe de flori la Monumentul Cipneaua Eroilor, o paradă militară cu defilarea militarilor din garnizoana Bacău, depunerea coroanelor la mormintele eroilor de către invitați și participanți. Am participat la aceste eveniment prin strângerea de informații și documente dovedite din Război Mondial și am organizat o expoziție de carte cu cărți ale autorilor care au fost pe front, au trăit în momentul războiului și au inspirat pentru a scrie aceste cărți. De exemplu, Carmen Petrescu a scris romanul Ultima noapte de dragoste în vremea de război, Liviu Reveanu a scris romanul Pădurea Scânturaților, Cezar Petrescu a scris romanul Vindecare și Ioan Visir a scris romanul Fata Moartă. Am postat și distribuit pe rețele de socializare imagini, fotografii și videoclipuri de la acest eveniment. Pe parcursul anului am colaborat cu cadrele didactice ale școlii gimnaziale Bocănești și au fost încheiate proiecte educaționale de recunoaștere și păstrare a tradițiilor. Elevii școlii au fost în vizită la bibliotecă, la muzeu și domeniul cultural, au putut vedea și admira patrimoniul muzeului și fondul de carte al bibliotecii. La toate aceste activități, am participat atât la organizarea și desfășurarea lor, precum și la asigurarea și amenajarea spațiilor corespunzătoare acestora. De asemenea, am amenajat și am pus la dispoziția sala Comunii Culturale pentru ședințele de Consiliu, activitățile unice, pentru activitate de la club duminica, cu teme de masă și masă, precum și alte întâlniri ce au avut loc în această sală. Răspunde întreaga instituție Casa Comune și încerc pe cât posibil să asigur bună desfășurare a activităților la această instituție prin colaborare cu administrația locală și alte instituții ce prezintă cultura și educația. Ce reprezintă cultura și educația noastră. Pe parcursul anului am participat la toate întâlnirile de trimestriale profesionale ale bibliotecarilor, organizate la Biblioteca Municipală Onești și Biblioteca Județeană. Fiindcă ne aflăm în 2018, an de centenar și sărbătorim 100 de ani de la Marea Unirii, cu acest subiect am primit vizita unui student de la Facultatea de Istorie din București și am oferit informații, date, imagini, documente, fotografii din muzeu, despre istoria bibliotecii noastre, despre evenimentul petrecut la noi în comună, în legătură cu primul război mondial. Am ascultat acest.
acest raport asupra activității desfășurate la plătirea comunală. Tu am început, voi fost cu un istoric al înființării bibliotecii comunale, trecând apoi la prezentarea principalelor activități pe care le-a susținut bibliotecii. Chiar dacă îmi părea că activitatea cu cartea de limba mai puțin interesată în ultima perioadă, datorită mijloacelor moderne care ar fi mai mult mereu, nu trebuie să ne descurajăm și să continuăm mai departe cu activități cu cartea, în special pentru și tineret. Am remarcat că doamna s-a referit la activitățile pe care le-a desfășurat, respectiv în comuturi de carte care a crescut, observ, față de anul precedent, expoziții, portrete literare, activități la club, proiecte educaționale cu școala și cu liceul. Am prezentat de asemenea detaliat activitățile la care am participat și noi cu toții anul trecut, referitor la împlinirea 100 de ani de la evenimentele din primul război mondial și luptele care s-au dat pe Valea Orosului. Și să zic că am avut o activitate bogată, doamna, și sper că și anul acesta activitățile vor fi la fel de interesante, mai ales că anul acesta sărbătorim 100 de ani de la Zitarea Omia din 1918, deci știm că este anul foarte mare. Iată să-ți felicităm și succes mai departe în activitate. Eu vreau să încep la vă spun că vă invidiez jobul. Eu cred că este extraordinar să te detașezi de lumea reală, de problemele de viața de zi cu zi și să pătrunzi în lumea cărților. De fapt, asta faceți în fiecare zi. Vă detașați de tot și pătrunzi în lumea cărților. Să ai posibilitatea să ai 5.700 și ceva de cărți, să alegi. Cărți, știți, acum, actualmente de anul 2018, 6.300 cărți. Literatură, beletristică, adică să ai de ales ce carte să citești în ziua respectivă. Știu că este extraordinar și vă oferă posibilitate și dumneavoastră de lărgirea orizontului. Și în același timp, cred eu, și din copilare către dumneavoastră, ce-ar fi ca să facem și noi ceai de la ora 2, alegeți o zi pe săptămână și alegem un grup și fiecare săptămână un alt grup. Poate așa nu știți să mai aduce o parte din copiilor pe bibliotecă. Ceai de la ora 2, să zic. Găsim un pișcot, așa, ducem de undeva, de unde mai putem, de la dumneavoastră, de la lume, de la un alt activitat pe care îl putem coopta o activitate și să facem o oră de lectură. Chiar mai găsim un bol, introducem câteva opere literare, extrage, și atunci fiecare copil va avea de citit un pasaj, și apoi între noi o pasă rotundă și povestim ce am înțeles fiecare dintre noi din ceea ce am citit. Poate fi o provocare și în momentul respectiv e și o activitate intensă pentru dumneavoastră și poate și copiii prin drag și mai des la bibliotecă. Într-adevăr, aveți prea multe răzate. Copiii au aparențele de socializare, sunt optați de Facebook, Twitter, WhatsApp și multe alte rețele. Și să fim serioși, acolo nu citesc literatură. Clar, acolo vizualizează cu totul altceva. Deci, a putea iniția un astfel de proiect. Puteți veni cu propunerea către școală, în sucă de didactice, către învățători, eu știu, poate ei pot undeva mai devreme, în jur de ora 12, după amiaza, după ora 2, când se finalizează cursurile, măcar o dată pe săptămână să facem astfel de întâlnire. Să vedem ce se poate întâmpla. Poate avea sau poate să poate perioada de vară aici, nu mai ușor. Vara, numai că e adunăm destul de greu, acum în perioada școlii găsim la școală și puteți veni și măcar câțiva din fiecare clasă ce interesați de, dar mai descoperi, mai ales de ce să nu recunoaște, nu s-a cunoscut să poate mântri. Adică nu cred că orice localitate de județ Bacău poate fi fericită că a dat numele unui autor, dar de ce să nu recunoaște, Adrian Lan. Și atunci hai să descoperim, măcar cartea Părintelor Chivot, care este atât de accesibilă copiilor de gimnaziu. Eu vă felicit pentru toată activitatea pe care am desfășurat-o, ați desfășurat cu ultima vreme, m-a luat fredul aici, în lumea voastră. Așa, și vă doresc să aveți parte de sănătate și de copii cât mai mulți. Probabil nu știu prea tot să vii la serviciu și să nu fii vizitat în ziua respectivă de nimeni.
Noi îndreptăm tot timpul copiii către carte. Ma și Școala Gimnazială Bogdănei se bucură de o bibliotecă a școlii care tot așa deține un număr de cei peste 5.000 de volume. Și copiii mai vin la biblioteca școlii mai mult, e adevărat. Dar poate prin dumneavoastră de proiect, cel de la ora 2, de ce nu, reușim să-i aducem la dumneavoastră. Începutul de 5, 6 și un degrad numai în număr. Acum o dată felicitări pentru aplicație și de ce nu, haideți să răspundem la provocări. Mulțumesc, domnul președinte. Și noi vă mulțumim, domnule președinte. Dacă nu mai sunt alte intervenții. Dar să zicem că am făcut un interes pozitiv, am reflectat mai mult asupra acestui moment. Am renunțat din mult să mai critic pe doamna Cuscașă, care ar trebui să mă critic pe mine însă că n-am înțeles o realitate pe care o trăim cu toții. Se spune că cine iese din istorie sau cine iese dintr-o realitate, riscă să nu-l mai găsească drumul și trebuie să nu mai găsim soluții. Cred că trebuie să pornim de la o realitate tragică totuși, în ceea ce privește existența noastră spirituală. Un fel de agonie a culturii scrise. Cartea înseamnă cultură scrisă, biblioteca înseamnă cultură scrisă. Ori, e clar că noi, poate mai puțin, dar generația tânără care ar trebui să frecventeze biblioteca mai mult, nu înseamnă că de noi ne excede problema. Acum, să ne răspundem sincer, câte culturi scrise mai citim, câte cărți citim într-un an. Câți dintre noi suntem fișe de evidență ale bibliotecii? Asta e realitatea, pentru că, din păcate, suntem captivii progresului. Mă refer aici la mass media, mă refer la internet, în primul rând, cu toate consecințele asupra generației tineri pe care noi, cu onoare, ar trebui să educăm și să găsim determinarea subiectelor care ar trebui să vină la cultura scrisă, măcar să diminuăm, să frânăm. De păcate, facem acest lucru într-o problemă care este globală. Nu este numai problema Bogdănei, problema României și așa mai departe. Din păcate, nu avem cultură de calitate. Acum am invadat modelele nord-american. Din păcate, la modul paradoxal, cel sud-american cu scriitori cu rezonanță interioară nu prea mai sunt pe aici. Eu, de exemplu, nu întâmplător am trecut la un moment dat să răspuiesc acest ziar care este poate cel mai aproape de un ideal pe care noi numim calitatea culturii scrise. Rămâna cultura mai atragă. Dar nu mai dăm la îndemână, nu mai ucităm și așa mai departe. Facem tot felul de lucruri fără eficiență pe partea culturii scrise la școală. Câți dintre copii mai știu sau au citit novela extraordinară care ne-a marcat matricea noastră spirituală, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, mai departe. Păi mai știți prin lectura școlară recomandată? Da, încă mai există. Încerc scuze, încă mai... În aceste manuale care încă nu au mers spre desfințare, dar începând cu clasa pregătitoare și o auriculă, deja aceste manuale alternative avem cu totul alți autori. Deci Lipsesc, Eminescu, Caragiale, Creangă, Dezăvârșirea. Sunt citate chiar din diversi autori pe care îi cunoaștem. În celelalte seară cu ceea ce numește curicula școlară, este studiată la clasă propriu-zis sau figurează într-o recomandare
sper să spun să punctez câteva aspecte care să ne provoace. În primul rând m-a provocat, continuă să mă provoace pe mine, ce-am putea face, ce-am putea face în 2018. Apropo de centenar, acum i-am fost atent la raportul doamnei Pușcașu și dincolo de abordarea statistică care nu prea ne folosește, dar mă firesc eu dacă pot în locul dânsei, trebuie să convin Consiliul Local că nu o penalta postul în zadar. Repet, de aici până la noile lucruri la modul, știu eu, realist și am căuta, să spunem, remedii pentru revigorarea pacientului care îl formăm noi toți, cum se spune, crepusculul culturii scrise, obligatoriu nu pot. Sunt obligat, în primul rând, pentru că sunt primar, dar pentru propria mea supraveghere spirituală, sunt obligat să caut o lote și să găsim ceva optimist pentru 2018. Întâmplător a amintit de cei care au temeiat una dintre primele biblioteci publice în Bogdănești, vorbim mereu despre și pomenim, noi pomenim, mai pomenesc cei bătrâni, mi-a Vasilii Crețuș, mai amintește. Ai învățat la Vasiliu sau la Matei? Ba da. I-ai luat învățători? Dar nu l-ai prins pe Vasiliu, te vei luat pe școala, pe bătrâni, tot. Erau bătrâni, nu erai la dată rând. Da. Pe bătrâni. Da. Sau că da, vine pe undeva la familia Ghiță și o dăm departe. Ce propun eu Consiliului Local? Ce cred că putem face? Sunteți mai bine decât mine și în mod firesc cu aspirații viitoare. Eu sunt la final de carieră publică și totuși vreau să ne mișcăm. Vreau să ne mișcăm împreună. Vreau să ne mișcăm pentru noi și pentru comunitate. Vă reamintesc că noi am adoptat o hotărâre de Consiliul Bogdănești Centenar, am intitulat Bogdănești Comună Modernă Europeană. Sigur, când spunem Comună Modernă Europeană, ne-am gândit în primul rând la partea materială a lucrurilor, nevoia de modernizarea infrastructurii, ca și condiții de bază pentru îmbunătățirea standardelor de viață. Asta este și viziunea practică administrației locale, dar nu este suficient. Vedeți, avem progres material, inclusiv pe partea comunicării, care ne-a transformat în niște de ființe dependente cantru morișcă. Cred că trebuie să căutăm ceva ca să nu ne abandonăm istoria că fără trecut, știți ce să spune, că nu prea ai șansă la viitor și avem niște obligații, nu suntem aici numai pentru noi. Suntem totuși și pentru generația viitoare. Sunteți mai tineri, aveți copii care trebuie să se beneficieze direct și de cultură, de cultură scrisă, pentru că fără cultură corect, fundamentată, gândită, implementată, nu poți avea cetățeni. Asta este. Cine își mai respectă învățătorul sau profesorul dacă el nu citește o carte? Indiscutabil. Există o legătură. Când am prezentat proiectul de hotărâre și am adoptat hotărârea pentru centenar, anul trecut am reușit să ducem cu responsabilitate, zic eu, centenarul luptelor pentru reîntregirea aia, tot în 2017. Din păcate, la noi se bagatelizează, se banalizează. Acum, cum să spun eu, este o criză de idee. Am văzut la Ministrul Culturii. La Ministrul Culturii care face
parte, nu din guvernul loc aveam, din guvernul meu, din păcate. Apar n-are voie de țară, președinte n-are, un guvern de țară și alte lideri politici. Spuneți-mi, pentru asta să se mai des, să încercăm să ne clarificăm un pic, dacă ne mai și luminează Dumnezeu, că tot mai bine. Sunteți convins de un proiect de țară, vă propun de un actual lider politic. Discutăm despre unire, da? Toată lumea e funcționată, există o țară de culoare roșie, o țară de culoare galbenă, altă ce culoare are? Verde. Verde, se numește la unul. Da. Ungurii... Sunești bine. Ungurii vor fi cam electe, în care se vede comportamentul, sigur, și seama de parte. Cum n-ai vrea? Ce înseamnă centenarul unirii pentru noi, dacă ne uităm teoretic unii la alte și așa mai departe? Acest lucru trebuie să realizăm în comunitate, în primul rând, aici. Cred că doar la urmă. Să nu ne salutăm simplu, cineva în primărie și să nu zic o bună ziua, nu e bine. De un acolo, trebuie să se facem asta. Eu vă propun următoarea. Pentru partea cu partea spirituală, cu unirea, să realizăm un proiect posibil, nu un proiect imposibil. Am apreciat foarte mult și implicarea doamnei Puscașu. Asta cât a fost posibil. În realizarea simpozionului, dacă vă mai amintiți, de centenarul luptelor de pe Valea Ozuzului. Care, realmente, a fost prizând, a fost apreciat de cei care au participat și nu au fost puțini. Important e că au participat și din comunitate. Avem aici un potențial, o masă critică care vine din istorie și care ne obligă. Eu aș intitula acest simpozion până la, să spunem, o mai bună șlecuire, cam în genul ăsta, apropo de distanța asta în timp, sugerată de termenul acesta de centenar, întemeitori și continuatori. Cine sunt îndemeitorii, ne știm. Eu l-am întrebat pe domnul Rotaru dacă a cunoscut sau a luat bătaie la școală la Bătătorul Vasiliu, că ăla mă și bătea. Și ce bine făcea. Și eu la bătaie, și bine a făcut, că nu mă departe. Tot am trecut aici, dar a fost o glumă pe care mă... Dar ele au fost impresionate. În primul rând,
fie pentru sufletul nostru, fie pentru existența noastră interioară, acest lucru îl putem realiza. Putem invita la apropo de cei care au scris la un moment dat, cei care ne-au lăsat o moștenire culturală și o plică, ei au fost întemeiatori. Problema e că nu trebuie să lăsăm lucrurile la voia întâmplării. Avem o analiză, scapă mina cum scapă și așa mai departe. Este o revistă în provincie care cer folosind onest, pe care vă recomand. Eu citesc cu plăcere și aici scriu oameni de cultură, dilemă. Ați auzit de Andrei Pleșu, care a fost ministru culturii și așa mai departe, nu? Nu pot să zic mult, apare o dată pe săptămână și, cum să spun eu, este un exercițiu, o ocazie de profit cultural, ca să spun cum, cultural minim. Dom'le, n-am timp să citesc ocazia. Dacă citesc un articol care analizează starea culturii în țară și așa mai departe, poate este suficient. Aș încerca, bine, pentru mine am spus, este o chestie bună de familie și nu fac pentru capitala electorală. Cel mai probabil eu neclară pentru că probabil nu sunt mai particip la competiția electorală. Eu cred că mă interesează ce se întâmplă și după mine și o să privim pe cel mai bun, indiferent de culoare politică. E bine, dar aici probabil nu beneficiez de credibilitatea dumneavoastră, de bună dreptate. Am pornit la această idee că încerc să convinc și pe Andreea să-și prezinte cărțile ei și are și despre comunitatea din Bogdănești, propriile amintiri stilizate, se referă la comunitatea din Bogdănești. Evident, trebuie acceptată și trebuie colaborată, dacă simțim lucrurile că va fi luată cu Petre, atunci se întâmplă departe, ea și are propriile exigențe. Trebuie să-i caut finanțare pentru Edito și așa mai departe, că trebuie să-și vândă niște cărți, nu vine că ea nu are propria ei editură și așa departe. Este un exemplu, dacă l-acceptați, mă bucur, dacă nu l-acceptați, vă înțeleg și așa mai departe. Deci putem face act cultural în cadrul bibliotecii, să suntem obligați, dacă vrem să trăim și pentru altceva decât pentru bunurile materiale, cărora le devenim captivi. Tot timpul ne întrebăm dacă avem bani de benzină săptămâna viitoare, dacă ne-am plătit robineta și așa mai departe, mi s-a stricat televizorul și eu sunt dependent. Eu personal sunt dependent de televizor, mă ferim Dumnezeu de calculator, probabil vârstă, asta este numai departe. Problema este nu atât ce se întâmplă cu viața noastră, pe zona culturală, cât ce se întâmplă cu viața celor din comunitate, față de care noi suntem răspundători, că din parte cu cum muncesc, sunt mare primar, mare consilier, mare viceprimar, așa sunt de parte. Problema e dacă, într-adevăr, suntem ceea ce trecem. Și dacă facem ceea ce putem, un minim. Nu ne acuză nimeni dacă o să reușim, dar cred că ne putem acuza noi înșine dacă nu încercăm. Deci aștept, știu, în primul rând aștept dumneavoastră. Eu sunt convins că el o să fie pozitiv pentru că vă cunosc pur și simplu și chiar eu țin la tot, dar n-am idei preconcepute. O să am o discuție și așa mai, dar nu mă, pur și simplu nu-mi permit să închid fereastră la comunicare cu acest lucru. În rest, eu am înțeles de ora pușcatul, am încercat și pentru reușitele ei are nevoie de am exprimat aici, acolo sunt singur și așa mai departe, mai ales în starea asta de enamiție a culturii scrise și mai ales a enamiției noastre față de cultura ca acasă, așa mai departe. Ce face? Ne puțin
demonstrăm noi că noi citim mai mult decât elevii și așa mai departe. Ce-am spus, poate m-am auzit, dar am vrut să vă provoc. Că sunt convins că o să răspundeți pozitiv. Atât, mulțumesc. Sper că doamna bibliotecară să înțeles ce vorbim de discutate. Să ia măsurile care se impun. Eu personal îi urez o activitate cât mai ordinică în cadrul bibliotecii. Multă sănătate și drum bun. De acasă când la bibliotecă. Trecem la următorul punct din ordine de zi, solicitări adresate Consiliului Local. Domnul secretar, dacă... Domnul Vasile, vă rog, eu am ajuns numai mecanic. Numai mecanic m-am ajuns acolo cu asfaltul. Nu s-a făcut o bucurie și supărare mai mare. Domnul Grigori a fost în ultima dată. Spune dânsul cum o plec la treabă. O plecat din cozul ăla să la artele, acolo cu șanță, cu lucrarea cu drum. A fost nevoit acolo că drumul seama a fost de 4 metri. Lângă drum acolo a fost o șanță. Ne-a apăcat ca l-am apucat eu. Cred că a fost de sute de ani șanță ceva. Adică noi pot să... Domnul primar, domnul... Așa, o zis că... Stau voie să facă șansul mai jos. Până la urmă am acceptat. O gândit eu din el cu drumul. Eu trei copaci, gardul de acolo. Și a spus domnul Grigore că m-a ajuns că face. Chiar vă rog ca să vedeți toți consilierul care merge acolo să vedeți dumneavoastră ce pana avea de acolo. Gardul ăla l-a făcut eu cum am putut așa. Și eu sunt handicapat. Nu pot să fac o pană în pământ, nu pot să te cu locul, nu pot să mă părbăresc, nu pot să fie să afară de nimic. Cade, îmi fac baie. Așa. Am fost ieri la deal acolo și am văzut acolo lucrarea care a făcut-o. Nu știu ce n-a dus, nu știu ce n-a primar. Nici l-a luat domnul Grigori. Să vedeți dumneavoastră cu Indina. Din aceea care a semnat lucrarea. Se plătească, se vedeți și dumneavoastră acolo, betonul și alarm care l-au pus acolo, că nu l-a spălat apa și a zis, m-a trebuit tot de acasă, ce făci acolo tot? E la cea că l-a început de acasă. Așa. Acolo s-a terminat, eu m-am făcut atât, au venit la mine acasă, până nu mi s-a luat. Au venit domnule cu buldozul și se l-au luat de la intersecție de acolo și au împins cu buldozul și au împins, au mai avut o mașină de cea unde s-a arcat mai jos de acolo. Că nu am luat jumatea drumului acolo, până poate n-a dat bani de acolo. Până și s-a luat în drum, acolo. Grigore al Petru era și el acolo la poartă. Și-a vorbit pe ăla cu buldozul. Băi, sus, băi, nu te băga mai jos acolo, că se plângă fundate la gara. Așa au făcut. Au dat un bidon de două cele jumate din rațiu. Am fost cu ștașion de rațiu ceva. Că era la poartă, tot cea la cine la poartă. Eu s-a părat de ceva, ia mai trebuie jumătate, mai chiar urmă, că ia să-i de mai bine, eu să-l ia la poate. Și-am luat, am băut eu pe de acolo, o pus în mașină, în tractorul și-a luat acolo, eu m-am zis acolo. Păi, la treia, că a venit o ploaie. L-a venit o ploaie, dar ei, că a cinstit acolo, nu au putut să facă dreptul meu, parcă eu le-o penetrat. Și era unul, în bașul care era acolo, eu că l-am văzut, am crezut că și o mică. Nu l-am văzut. Mă, frate, dragi. Au venit două mașini cu... Au venit ploaie. Au venit ploaie și au venit două bere de alea cu grijuri de ceva. O termată peste pământul ceva. De bine, am zis, eu am plecat, m-am dus și eu, că am luat și eu
O să-ți dat să mă înțelegi că nu se păpușoare, deci formă de la cea doar de acolo. Când a venit acasă, știți că era în drum, era acolo, răzoare de deasupra. S-a rondit cu pământul celălalt. Acolo unde e concesionat asfaltul, dacă după aceea decupează portiunea ta, se găsește pământul care s-a făcut de la șanturi, l-a depozitat acolo, și se găsește el altă tribuna și care l-a pus în domnul primar, acolo, dacă a făcut chiar în partea cea de lor. Acolo se vrea. Și-a făcut acolo. Când a venit iar cu acolo, m-a pus înaintea mașinii acolo. A venit domnul primar cu domnul... Nu se vede. Domnul scurtu și cu bucătarul, a venit și bă, m-a spunat acolo, că s-a făcut. Și m-a dat afară din drum de acolo. Domnul a venit cu asfaltul... Nu faci obiectul ordinei de zi, expuneți toate cele cinci de voastre de două gândii, nu înregistrați și noi o analizăm. Chiar o răspuns. Cine plătește treaba? Dumneavoastră poate aveți treabă și noi direcție. Nu înțeleg. Nici Domnule, nu aduneți în bolțar, domnul copie școală. Neamă, dar n-ai înțeles ce a zis domnul președinte. Nu. Să pui pe hârtie ce probleme ai, ce doleanțe ai matale, ca să primești un răspuns scris. Trebuie să spună ce dorește de la administrația locală, de la Consiliul Local, de la primare, să dăm de parte că nu știu. Acum eu apreciat cu stilul ăsta narrativ, de cum povestitor. Dar nu ne-a explicat nimic ce dorește de la administrația locală. Eu vă informez, mai ales pe cei care sunteți nou veniți, însă vă pute mersuri în legătură cu zona unde locuiește. A făcut demersul la instituția pe care o reprezint. Deci, la primar. A primit răspunsuri. A făcut demersul la prefectură. A primit răspunsuri. A făcut demersul la inspectoratul de stat în construcție. A primit răspunsuri. Și, în ultimă instanță, ca urmare a investigației făcute de inspectoratul de stat în construcție, s-a ajuns la o înțelegere între el și constructor, la medierea unei doamne inspector, de la inspectorul de stat în construcție, i-a dat niște bolțari ca să-și consolideze acolo un zid. Reamintesc că l-am ajutat, deși nu eram obligat, din sponsorizare, i-am analizat care de astăzi cât a fost posibil. Repet, acolo a fost un proiect. S-a făcut o recepție. Procesul verbal de recepție a fost semnat de o comisie la care a participat și o doamnă inspector de la Inspectoratul de Stat în construcție. Da? Restul concluzii sunt clare. După cât știu, există o înțelegere între cei de la Gerona, într-adevăr, și Rotarul Viorel, fiul domnului, așa. Și în materialul puteți vedea acolo. Restul excede. Știu eu, administrației locale. El a făcut sezizări. Noi l-am ajutat cât am putut, repet. Că nu pot să fac investiții cu bani publici, precizam mai înainte. El, cum să spun eu, încearcă, dar noi suntem obligați aici ca să respectăm legea. Atât de atât, mulțumesc.